Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Domnule președinte, trăim zile caniculare, cu temperaturi de 40 de grade chiar uh, la și... umbră și, uh, nu mai spun la soare. Uh, este extenuant uh, lucru uh, afară, mai ales când vorbim despre asfaltări. Dar, cu toate acestea, am văzut că se toarnă un nou strat de asfalt pe șoseaua de centură. Cum merg lucrările acolo? Se toarnă, bă, se lucrează. Sincer, despre șoseaua de centură mi-aș fi dorit să spun acum că s-a terminat acum un an de zile sau cu doi ani de zile din cauza unui constructor foarte neserios, foarte și nu e unul, că sunt mai mulți. Adică știți cum e bă, proverbul ăla? E atunat și e adunat pe toți. Deci a atunat și a adunat ce este mai neserios în construcții pe, prin galați și asta este, din păcate, dar ușor ușor ne îndreptăm cu pași repezi spre ceea ce înseamnă bă, finalizare. Pe centură se toarnă, vor fi la sfârșit vor fi trei straturi de asfalt pentru că este trafic greu acolo și bă, deja s-a turnat primul strat primul covor asfaltic, se toarnă al doilea bă, covor asfaltic s-a turnat inclusiv acolo unde au fost exproprierile și lățit la patru benzi și se continuă astfel încât să se ajungă, să se uniformizeze peste tot cu două straturi de asfalt, ca apoi când vine cu stratul de uzură, să vină și să se toarne continuu câteva zile, astfel încât să aibă continuitate stratul de asfalt și să se iasă cu uzura. Se bă, lucrează și deja bă, a fost îndreptat podul Hobanat. Mai sunt, acum au făcut ultimele măsurători pentru că trebuie să făcute ultimele tensionări și zic eu că vom reuși să-l scoatem așa cum ne dorim să fie bă, ață, să fie bă, drept. Și în principiu cam asta este. Din păcate bă, temperatura este un factor destul de... Bă, Perturbant în momentul de față, pentru că trebuie să ne uităm afară, în aer sunt 40 ceva de grade, la umbră sunt 40 de grade, la nivelul stratului de asfalt sunt peste 60 de grade, bitumul, asfaltul care vine în camioane și pentru a fi turnat are 120 de grade, adică vorbim despre niște temperaturi unde trebuie să fii bă, roboțel să, să reziști la temperaturile astea, să încearcă să se toarne dimineața, bă, seara, bă, dar este, bă, este destul de greu, chiar este greu. Oricum sunteți pe ultima sută de metri cu centura. Da, așa este, mai mult de 90% este bă, finalizată, este realizată, am spus, au fost două puncte sau mai bine zis, două bă, zone mai grele și una a fost podul Hobanat și a doua a fost zona de expropriere pentru că acolo au trebuit relocate multe conducte, multe țevi, multe uh, cabluri. B au fost uh, relocate foarte, foarte multe utilități și atunci, într-adevăr, s-a impus uh, practic uh, a fost nevoie și de timp mai ales că au fost și exproprieri au fost și case demolate și garduri mutate și tot așa mai departe dar una peste alta bă, este bine acum. Suntem pe drumul cel drept. Și pentru că tot vorbeam despre asfaltări, se asfaltează și în județ. Pe ce uh, drumuri interveniți acum? este doamnă, dacă este să o luăm așa, peste tot să intervine. Și de la bă, Schela spre Slobozia Conache. Și de la bă, Valea Mărului spre bă, Corod. Și nu vorbim de bă, doar că se... Bă, lățește drumul, dar deja se toarnă și bă, covoare de asfalt: Se bă, între bă, corod și bă, blânzi, la blânzi spre cercești, și acolo se toarnă strade covor asfaltic, la cercești în interior localității cercești, la cotoroia, spre bă, bălășești, la bă, suceveni adică sunt zone unde la pe DG 253 între Cudalb și Valea Măr și Umbrărești iarăși se toarnă și acolo stradă de covor asfaltic. Credeți-mă că se lucrează peste tot și se lucrează intens. Ceea ce nu pot decât să vă spun că mă bucur într-adevăr există și acest impediment temperatura pentru că din păcate este foarte cald afară, acum s-a mai răcorit, sunt 32 de grade, 33 de grade, ceea ce înseamnă respirabil și se poate și lucra. Și bă, insistăm pentru că sunt foarte multe bă, proiecte, sunt multe bă, șantiere în lucru și acum ne dorim ca până în toamnă, până în iarnă, să închidem toate șantierele astea, pentru că le-am cerut constructorilor ca pe timpul iernii să nu mai fie niciun șantier deschis. Adică drumurile pe care am început să lucrăm, să fie, bă, să se lucreze, să se modernizeze și bă, în toamnă, în octombrie, la sfârșitul lui octombrie, cel târziu începutul lui noiembrie, drumul să fie închis cu cel puțin primul strat de binder, astfel încât să nu mai trebuiască să mergem pe piatră sau pe bă, drumuri, eu știu, cu noroi. Și tot despre șantiere vorbim în continuare pentru că se lucrează la spital, noul spital de la Tecuci. Deci e acolo șantierul șantier am văzut niște imagini postate chiar pe da. contul dumneavoastră de Facebook și am văzut că lucrează, sunt acolo utilajele. Deci nu a fost doar o promisiune electorală Eu așa am cum au zis spus mulți, spus, da? O și o repet, sunt unii care nu înțeleg și se joacă cu cuvintele. Consiliul Județean este o instituție a statului român care se ghidează, care este ghidată și coordonată după legile statului român. Nu poți să faci o procedură de licitație dacă nu ai buget. Nu poți să dai drumul la o procedură de licitație dacă nu ai o hotărâre de Consiliu Județean, nu ai un studiu de fezabilitate, o expertiză, niște indicatori tehnici aprobați, adică sunt niște pași, procedurile de licitație sunt vizate și monitorizate de către cei de la Autoritatea Națională de Achiziții Publice. Și tot așa mai departe, sunt, eu un lans de instituții care verifică un astfel de proiect. Nu poți să te duci că mă joc eu de a campania electorală și mă duc la Tecuș să spun acolo la 50.000 de oameni plus încă 70.000 de oameni din zonele mitrofile, le spun că 120.000 de, 120.000 de, să le spun la 120.000 de oameni că le fac spital și după ce trece campania electorală să venim și să le spunem, domnule, nu se mai face bă, spital. Și cred că, dacă mă aduc eu bine aminte, am spus-o și înainte și o spun și acum, indiferent cum sunt rezultatele la alegerile din Tecuci, spitalul municipal din Tecuci va fi construit. Și le-am spus atunci că bă, în doi ani și ceva de zile, la sfârșitul anului 2025, începutul anului 2026, că, fi, că va fi în martie, că va fi aprilie sau mai, Spitalul va fi gata, ca drept dovadă că s-a lucrat la ceea ce înseamnă partea de fundație, adică s-a săpat fundația pentru că acolo erau foarte multe conducte și cabluri. Doi s-a săpat fundația spitalului, s-a turnat primul strat de balast pentru permeabilitate, iar acum au început să lucreze la pilonii forați. Sunt 800 de piloți forați la 7 metri, astfel încât spitalul să aibă stabilitate. Gândiți-vă că este un spital cu, 10, cu o suprafață de 10.000 de metri pătrați, suprafață desfășurată, iar acolo pânza de apă freatică este destul de sus la suprafață și ca să nu avem nicio problemă, că după licitație am mai făcut încă o dată expertizarea și un studiu geotehnic ca să nu avem nicio problemă după ce construiești spitalul să ai emoții că să lasă într-o parte sau, că, sau, că, la a, sau zi... că la prima ploaie sau că la prima ploaie să inundă și atunci bă, lucrurile sunt făcute și vor fi făcute cu simț de răspundere, gândiți-vă că sunt 800 de piloți forați 800 la 7 metri deci gândiți-vă că are fundația, dacă vă uitați așa, are fundația undeva la vreo aproape 3 metri mm. plus de aici încă 7 metri în sol, în adâncime vor fi piloții forați. Nu pot decât să vă spun că mă bucur că constructorul este ok, <gântu -i> nu Bă spun serios. Tă -tă puțin, Sunt de rezervat de să de spun de serios de și de da. harnic, Până în momentul de față constructorul este ok și că se, se lucrează, este în grafic, chiar este foarte bine mobilizat, nu avem până în momentul de față, nu avem niciun fel de conflict cu constructorul ăsta deocamdată și sper să nici să nu avem pentru că pe noi ne interesează spitalul. Suma, sau mai bine zis, bugetul este alocat pentru, sau alocarea bugetară este făcută pentru construcția acestui spital, ca atare bă, -ar nu, fi motiv, nu ar fi motive pentru că ai două, bă, din punctul meu de vedere, sunt două motive care apar tot timpul în, în momentul în care realizezi, implementezi un proiect. Și unul înseamnă lipsa de finanțare, așa cum am văzut la București, că după ce au trecut alegerile, primarul general al capitalei a pus o pancardă lipsă finanțare. Acea lipsă de finanțare era și, după, și înainte de 9 iunie, dar nu a pus-o. Și ai două probleme. Unu, lipsa de finanțare și a doua problemă, lipsa unui constructor serios sau prezența unui constructor neserios pe lucrare, și atunci creează probleme. Deci, din punctul meu de vedere, credeți-mă că aici, deocamdată, nu aș putea spune că lipsește vreuna dintre cele două. Și finanțarea este asigurată și constructorul își face treaba deocamdată. Astăzi, când vorbim, lucrările sunt în grafic? Da, da, sunt. În momentul de față, lucrările sunt în grafic. Și mai dificil a fost pentru că acolo fiind un, vă dați seama că a fost spital în zona respectivă, nu aici unde să construiești, dar au fost tot felul de magazine, tot felul de construcții de astea ușoare, au fost tot felul de conducte care au fost, au traversat prin zona acolo unde este, unde se face, unde se construiește spitalul. Au fost rețele electrice de care nu se mai știa, au fost bățevi, au fost conducte de canalizare. Practic, în momentul în care am luat avizele de la cei care au utilități pe acolo, unele dintre aceste conducte nici măcar nu mai figurau pe planșe. Și în momentul în care am început să fac, au început constructorii să facă săpături de control, au descoperit o grămadă de conducte care practic nu erau identificate pe planșe a trebuit să lucreze pentru a le deza a dezafecta sau pentru a le reloca. Ceea ce s-a întâmplat, și ca atare momentul de față, așa cum se vede și în uh, imagini, s-a săpat fundația spitalului. N-am nicio emoție că undeva, eu știu, spre toamnă, nu vom ieși, cum spun constructorii, să ieșim din groapă. <laughs> Asta așa este, fi, este expresia pe care am împrumutat-o de la constructori. Adică nu le, să se vadă construcția Deci să se vadă, da? bă, să fie făcută bă, fundația, astfel încât să înceapă să se vadă construcția la roșu, cu zidărie și tot așa mai departe. Că practic cel mai greu de realizat la o construcție este bă, fundația, pentru că la o construcție de dimensiune asta de peste 10.000 de metri pătrați, suprafață desfășurată, îți trebuie fundație, nu glumă. Bun, a, și tot a, în zona aceasta medicală a, am văzut că se modernizează și fosta policlinică de la Spitalul Județean. A, în ce constau modernizările acolo? Păi constau a, în ceea ce înseamnă schimbarea a, conductelor instalației electrice, a, Geamurilor tâmplăriei absolut tot practic. Policlinica spitalului județean de 50 de ani de zile nu s-au mai făcut reparații din astea majore, adică au fost sunt unele, au fost unele cabinete care aveau chiar tâmplării de acum 30 și ceva, 40 de ani în urmă, 50 de ani de când a fost construită. S-au mai dat așa, s-a mai făcut câte o igienizare, s-a mai dat un var, s-a mai dat un glet pe acolo, dar astea au fost reparații ușoare. Dar o intervenție de anvergură pentru Policlinica bă, Spitalului Județean nu a fost. Și acum am obținut un proiect cu finanțare europeană pe eficiență energetică și uh, schimbăm absolut tot. Ce înseamnă și conducte de uh, menajere fluide și ce înseamnă uh, instalația electrică pentru că am văzut uh, cât de bine ne-a prins și cât de important a fost în perioada de pandemie că am schimbat la spitalul județean, unul dintre cele mai mari spitale, dar și cele mai aglomerate și cele mai, uh, eu știu, încăr cu încărcătura cea mai mare cu cei mai mulți consumatori, Asta înseamnă că am văzut acolo ce înseamnă, practic, să ai consumatori foarte bă, mulți și uitați că n-am avut, mulțumim lui Dumnezeu, că nu a fost niciun incendiu, că nu a luat nicio priză foc, că nu a luat instalația electrică, nu a luat foc. Și lucrul ăsta bă, doar pentru că am investit în ceea ce înseamnă instalațiile electrice, pentru că în momentul de față aparatura medicală este mult mai multă, mai sofisticată, sunt consumatori mult mai mulți mai mari, pentru că avem climatizare, avem aparatură bă, și tot așa mai departe, care au un consum bă, dublu sau triplu față de bă, consumatorii anteriori. Nu pot decât să spun că se lucrează și acolo e un constructor care își face bă, treaba, lucrează intens, ar trebui să fie policlinica în zona aia unde se lucrează pentru că e partea de oncologie și se lucrează și ar trebui să o finalizeze undeva la anul dar din discuțiile pe care le-am avut constructorul sperăm ca până în luna noiembrie-decembrie acestui an să o dăm în folosință pentru că sunt foarte mulți oameni care beneficiază de servicii medicale la oncologie și avem nevoie de spații și avem nevoie de spațiile Așa cum sunt ele amenajate, pentru că trebuie să oferim acelor oameni condiții decente pentru serviciile medicale. Eu zic că în câteva luni de zile vom ieși cu constructorul de acolo și vom rezolva problema. Și tot acolo, la Spitalul Județean, în zona Spitalului de Județean, am văzut că ați achiziționat un aparat nou pentru depistarea cancerului osos. Și nu, numai. Și nu numai, dar în special pentru depistarea cancerului, să o să înțeleg că este acesta. Sunt moment. mai multe, pentru mai multe oase, ce se întâmplă? El are acolo, aveam un aparat, un Spect City, de prin 2007. Asta înseamnă. 17 ani. 17 ani, gândiți-vă. Depășit că puțin, nu? Nu era depășit puțin, era depășit mai mult, pentru că, practic. Ai posibilitatea cu un astfel de aparat să identifici orice bă, tumoră mică bă, la chira spinării sau la un organ sau bă, la oase. Absolut, are o precizie și o acuratețe foarte mare. Este o, De asta este și atât de scump, că este un milion și ceva de euro. Adică, nu este. Bă, chiar o sumă de aici, de acolo, așa știți, de 100.000 sau 50.000 de euro, dar cu cel vechi, practic, medicii de acolo, fizicienii, nu mai puteau să facă față și nici nu mai puteau să dea un diagnostic precis pentru că nu mai are sau nu mai avea acuratețea Uh, imaginii atât de bună pe care trebuie să o aibă un spect nou. Și mai ales că știu că îmi spuneați la o altă emisiune că ați avut o întâlnire cu uh, șefii de secție, în special cu cei de la oncologie de acolo, și spunea că incidența cancerului din este păcate, una foarte mare. Este una foarte mare. Probabil da. că acesta a fost și principalul motiv pentru care. Am, este un principal, asta este un principal motiv, dar bă, principalul motiv este că sunt incidența este din ce în ce mai crescută. Pentru că sunt oameni care bă, trebuie să se trateze aici acasă, să nu trebuiască să ajungă, eu știu, pe la Cluj, pe la București sau chiar în străinătate. Că în momentul de față sunt proceduri de radioterapie cu cele două ne neare de particule pentru 50-60 de persoane zilnic, vă dați seama cam cât de mulți oameni se tratează și beneficiază de radioterapie. Că bă, mai, este un, mai este un aspect. Trebuie să avem toate aparatele sau toată aparatura de care este nevoie ca oamenii să fie investigați aici acasă. De aceea am luat un PET-CT pentru că trebuie să diagnosticăm să, să, să facă o bă, știu, o scanare a bă, plăgii sau a tumorii astfel încât să vadă după radioterapie dacă mai sunt celule canceroase. Este acest SPECT-CT pentru a depista sau pentru a identifica și cele mai mici formațiuni canceroase. Este bă, Sunt cele două accentuale de particule. Pentru bă, radioterapie, pentru tratarea cancerului, iar unul dintre bă, cele două acșatoare se găsesc și în Israel, să găsesc și în Austria, și în Germania, și în Marea Britanie, pentru că este de ultimă generație și se găsesc și în marele centre universitare ale bă, lumii, pentru că acești oameni sau pentru că gălățenii, și nu numai gălățenii, pentru că sunt și oameni din Brăila, sunt și din Tulcea, și din Buzău, și din Vrancea, și din care se tratează aici la Galați și beneficiază de proceduri de tratare a cancerului de radioterapie aici la Galați. Marele avantaj este că în afară de aparatură și de dotare pe care am făcut-o de la Consiliul Județean, avem noroc că s-a format o echipă de bă, medici tineri pe oncologie, medici foarte, bă, foarte buni care au fost, bă, au făcut rezidențiate în centre universitare mari pentru tratarea cancerului și astăzi pot să vă spun că uh, oamenii ăștia sunt, uh, sunt tineri, dar au câte bă, 8 ani, 9 ani de zile de când deja lucrează după ce au terminat rezidențiatul. Sunt niște medici maturi în momentul de față și bă, chiar au niște bă, rezultate bă, foarte bune în ceea ce înseamnă tratarea cancerului. Și trebuie să recunosc că și modul de abordare pe care l au cu pacienții este unul cu mult, cu mult îmbunătățit și mai decent. Am spus-o de foarte multe ori: până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, de foarte multe ori sunt incidențe mai mari la infirmieră sau la asistentă decât în comportamentul sau în dialogul cu medicul, dar și pe fondul trebuie să înțelegem că și pe fondul oboselii și a stresului, pentru că și bolnavii sunt supărați, sunt nervoși, sunt stresați, dar din și păcate... Presiune, dar din a... păcate, la ora actuală, sistemul sanitar, și am să mă refer doar la cel gălățean, are o problemă foarte, foarte mare, este o lipsă acută de cadre medicale, începând de la infirmiere, de la asistente și medici. Din păcate, în momentul de față... Bă, posturile sunt blocate și nu, sunt, nu se fac bă, angajări în fiecare an îmi spunea bă, vă dau un exemplu tot la spitalul județean gândiți vă că au plecat în 2023 dacă nu dacă rețin eu bine minte cifra 160 de asistente doar 160 de asistente vă dați seama ce mult cât de multe au plecat? Au și plecat pentru că plecat, pensionat, nu, s-au pentru, pentru că pensionat, majoritatea au ieșit la pensie, unele probabil au mai plecat că au găsit alt job și s-au transferat în altă parte, dar majoritatea au ieșit la pensie pentru că acolo sunt 2500 de angajați, cred că este unul dintre cei mai mari angajatori ai județului Galați, Spitalul județean. Atunci sunt 2500 de, bă, 2500 de angajați. Gândiți-vă că în locul acelor 160 de asistente au fost angajate maxim 7, 8 sau 10 asistente. Gândiți-vă cam, cât, cam cât de mare este deficitul pentru că deficitul ăsta se transmite de la an la an și în afară de asta Munca este aceeași, Potem ba mai mult, mai multă. Munca este mult mai mare și este într-un volum mult mai mare pentru că dau un exemplu. Înainte de pandemie, la unitatea de primiri urgențe s-a adresat 110-120 de oameni în 24 de ore. Astăzi am ajuns la 200-210 persoane, persoane în 24 de ore. Practic s-a dublat faptul că înainte aveam doar un o teratron. Pentru tratarea cancerului, că aici eram la, la tratarea cancerului și erau zilnic, eu știu, 10-15 pacienți care făceau radioterapie și atunci volumul de muncă era unul mult mai redus. Astăzi vorbim de 50-60 de pacienți zilnic care fac radioterapie chiar dacă procedurile sunt mai ușoare și sunt mai reduse. Dar există un volum de manevrabilitate, de manoperă, care este făcut de aceleași persoane sau chiar de un număr de persoane mai mic, adică de cadre medicale mai, mai redus: că sunt medici, că sunt fizicieni, că sunt asistente sau infirmiere, și practica asta conduce automat și la o epuizare la locul de muncă. Dar din punctul de vedere al aparaturii, spitalul județean din Galați este comparabil astăzi cu marile clinici din țară, spitalul universitar vă dau și un, Vă dau un exemplu fără falsă modestie. Bă, noi avem, bă, noi suntem înfrățiți cu cei din regiunea Achiten. Și bă, acum un an de zile bă, a venit reprezentantul achitenului care s-a ținut uh, legătura cu medicina, că s-a ocupat de zona asta de, de medicină, deși ea este, uh, nu este de naționalitate franceză, este de naționalitate chineză, Hang Sang, Hang Fang Tzu, așa, și da, noi avem o relație de colaborare cu ei de, de pe timpul fostului președinte Gogoncea, asta înseamnă 20 ceva de ani, de ani da. Mai foarte 20, bă, 20 ceva de ani, foarte bă, foarte bă, mult de atunci. Și bă, în momentul în care colegii mei au fost cu medicii care au venit din Franța, și cu e, delegația, și au arătat și bă, dotare, și aparatură, și nu știu ce afirmațiilor. A fost fără să fiu lipsit de modestie că aveți aparate sau aveți aparaturi pe care nu avem nici noi în anumite spitale. Așa că, bă, bă, din punctul ăsta de vedere, bă, fără să fiu lipsit de modestie, dar am reușit, am reușit să ajungem la un anumit nivel. Da, mai sunt multe de făcut. Poate ne mai trebuie personal medical pe care să-l mai cursăm, să-l mai specializăm. Poate mai trebuie aparatură pe care să o mai aducem. Dar am spus-o de fiecare dată. Haideți să ne uităm de unde am plecat în 2018, când am început investițiile masive în spitalele din județul Galați, în special cele din subordinea Consiliului Județean. Și haideți să vedem unde suntem astăzi. Haideți să vedem ce se trata atunci, haideți să vedem ce se tratează astăzi, pe parte de neurologie, pe parte de diabet, pe parte de cancer, pe parte de cardiologie, pe parte de chirurgie. Haideți să vedem ce proceduri se făceau înainte și ce proceduri să fac acum. Și atunci putem să spunem dacă au fost eficiente aceste investiții sau nu. Eu vă spun sincer că da, pentru că dacă ne uităm la diagnosticele care se tratează astăzi la galați, sunt diagnostice care nu se tratau înainte la Galați. Dacă vorbim despre Parkinson de pompe de, pentru administrarea medicamentului intestinul subțire pentru Parkinson înainte nu se întâmpla, acum se întâmplă. Partea de uh, pompe de insulină nu se puneau la Galați. Partea de stenturi pentru uh, infarturile miocardice nu se făcea la galați. acum se face montarea de stimulatoare cardiace, Coronarografii, tratarea b cancerului cu acel neare de particule, PET-CT, când i-am spus, mi-aduc aminte a, că eram în anfiteatru Spitalului Județean și erau. A, majoritatea medicilor din Spitalul Județean erau și ca erau șefii de secție împreună cu asistenții șef de secție de pe Spitalul Județean și atunci. A, Uh, domnul bă, doctor Rechim chiar a ridicat problema. Bine, eu am spus că o să uh, căutăm soluții, să aducem și un pet city la Galați. Era o fata Morgana, așa era o poveste frumoasă. S -s -s. Și atunci, domnul bă, doctor Rechim a zis, domnul bă, președinte, nu cred, dar să știți că dacă aduceți, o să trebuiască aduse substanțele de nu știu unde, care momentul în care desface o fiolă, are valabilitate nu știu cât timp și tot așa mai departe. Părea foarte dificil. Adică părea foarte, bă, foarte dificil și am zis domnul doctor, haideți să bă încercăm. Astăzi se întâmplă și se fac astfel de bă investigații cu acel PET-CT, poate bă, nu la randamentul pe care ar trebui să-l aibă acel aparat, dar se întâmplă și facem lucrurile lucrurile astea. De altfel, mi-aduc aminte că acum câteva luni de zile în urmă, la sfârșitul anului 2023, au venit cei de la radioterapie, inclusiv fizicienii și medicii de acolo și au spus, domnul președinte, nu mai avem pentru că spect CT-ul pe care îl avem deja a început să dea erori, deja nu mai funcționează deja bă, sunt mari probleme și nu știu dacă îl vom mai putea folosi și atunci, întorcându le la Spect City, am luat decizia, am discutat și cu Ministerul Sănătății și am găsit soluții pentru ca gălățenii și cei din zonă să nu simtă lipsa unui astfel de Spect City. Încerc pe cât posibil să avem toată aparatura de care avem nevoie, încerc pe cât posibil ca oamenii să ajungă să fie investigați tot mai puțin în anumite centre, unde trebuie să plătească să scoată bani din buzunar, pentru că asta este dorința mea. Din păcate, avem o problemă la nivelul țării, și nu numai. Sunt din ce în ce mai multe persoane bolnave. Din păcate, sunt din ce în ce mai mulți oameni care au nevoie. De asistență medicală, și bă, diagnosticile sunt din ce în ce mai complexe. Și, într-adevăr, e nevoie și de tehnologie modernă pentru a fi tratați aici acasă. Da, să sperăm că toată această aparatură despre care vorbiți dumneavoastră reușește să se identifice din timp și în stadiu incipient toate aceste maladii și să fie tratați toți acești oameni despre care vorbim. Haideți să vorbim și despre lucruri frumoase, pentru că suntem în toiul verii, în toiul vacanței de vară, în special pentru copii, și la parcul de aventură din pădurea gârboabele. Greșesc dacă spun că vin săptămânal mii de persoane? Nu, nu greșiți, pentru că bă, astăzi când vorbim este, unul dintre, bă, sau este una dintre zonele cele mai atractive sau unul dintre punctele cele mai atractive de bă, agrement pentru copii, pentru adulți și nu numai, pentru că în primul rând este umbră, este mai răcoare, este în aer liber, ai posibilitatea să te dai cu bicicleta, ai posibilitatea să mai stai să faci un grătar, ai posibilitatea să mai stai la umbră, ai posibilitatea să beneficiezi și de un pic de adrenalină, ai posibilitatea să vizitezi și grădina zoologică, scuzați, Muzeul Satului, Muzeul, Muzeul, Pescăresc. Satului, Muzeul Pescăresc și ai ai o gamă diversificată de, de activități pe care le poți face acolo, mai ales că am inclusiv drumul care leagă bă, drumul național până la Odaia Manolachii este modernizat, este făcut. Și gândiți-vă cam ce bă, senzații va oferi pădurea Gârboavile după ce vom reuși să realizăm și celelalte proiecte. Pista de bo, pentru că aceasta este, acesta este un alt proiect pentru parcul de aventură de acolo, nu? Da, în momentul de față bă, este bă, făcută bă, proiectarea, bă, se lucrează de fapt la bă, partea de bă, proiect bă, tehnic, mai avem de scos un aviz de mediu pe care îl sper o să-l scoatem cât de curând, astfel că poate la începutul lunii august să aprob indicatorii tehnico-economici ca până la jumătate, maxim spre sfârșit, să înceapă lucrările bă, propriu zise. Eu sper să fie bă, mult mai devreme, mi-am dorit ca în iulie să înceapă aceste lucrări. Sunt și niște bă, avize care bă, durează mult mai mult bă, și atunci bă, a fost decalat termenul cu încă o lună de zile, adică nu cu o lună, cu vreo două săptămâni, aproape trei, dar am spus-o că îmi doresc ca în aprilie, cel târziu 2025, în pădurea Gârboavele, să avem cele două piste de bob suspendat. Una va fi de 900 de metri lungime, cu un grad de dificultate mai redus și una de 600 de metri cu un grad de dificultate mai mare, astfel încât să creeze și adrenalină și să bă, îți pună și sângele în mișcare, ceea ce nu pot să vă spun decât că abia aștept, pentru că pe lângă cele două piste de bob suspendat, vor fi și două piste de biciclete, exact bă, prin, pe lângă parcul de aventură în pădurea Gârboavele, tot așa o pistă pentru cei care a, sunt mai cum să spun liniștiți, eu, să liniștiți, mai rezervați la doze mari doi, doi, de adrenalină. Așa. Așa. Și unii care bă, bă, vor adrenalină pe pâine, pentru că acea pistă bă, probabil va fi folosită și pentru concursuri bă, internaționale de bă, pentru bikeri și pe cicliști. Și atunci bă, nu pot decât să bă, spun că și lucrul ăsta sper ca în aprilie 2025 să fie dată în folosință, să bucure bă, copiii, să bucure tinerii, să bucure părinții și toți bă, gălățenii care vor să bă, își petreacă un weekend aici acasă să nu trebuiască sau să nu fie nevoit să meargă în altă parte. Și ce poate fi mai frumos într-o zi de vară decât o plimbare? pe Dunăre cu uh, nava de agrement Camelia este în continuare cerere mare în ceea ce privește Da, mai este cerere mare pentru că înainte erau vreo aproape 2000 de persoane nu știu într o lună și ceva două luni de zile cât au mers cu nava de agrement ca așa acum am ajuns la vreo 2300 2400 mai mult mai puțin nu știu că nu am numărat Căutăm soluții ca oamenii să beneficieze de condiții decente și optime, inclusiv au mai modificat colegii mei: au pus izolație pe geamuri, să nu se încălzească aparate de climatizare, dar să știți că oamenii vin și prețurile sunt destul de decente pentru că până la 6 ani nu se percepe niciun fel de taxă de la 6 ani la 18 ani 15 lei pe oră adică 30 de lei la 2 ore gândiți-vă că și pentru adulții 25 de lei pe oră adică 50 de lei 2 ore ai posibilitatea să te plimbi, să bă, vezi frumusețile Dunării, să vezi pe cele două maluri ale Dunării, și bă, probabil o să mai și diversificăm și bă, traseul. Dar, în momentul de față, ca și adresabilitate, mă bucur și mă bucur enorm de mult că vin foarte multe bă, delegații din afară care își doresc să beneficieze de un, de un, traseu pe Dunăre, să meargă să se plimbe pe Dunăre și oamenii apreciază foarte mult lucrul ăsta. Sper și am pus într-un și în regulament și îmi doresc enorm de mult, așa cum a fost cu muzeile prin ochii copiilor. Vreau să fac un program ca școlile, general cei mici, grădinițele, special în vacanțe, marțea, miercurea, când joia, când nu sunt cereri pentru călătorii pe Dunăre. Dar când ei să, sunt la școală sau la gădiniță, da? Să poată să se organizeze împreună cu învățătoarea sau și cu un părinte care să îi supravegheze și să putem să le oferim gratis copiilor, pentru că mi-aș dori foarte mult, pentru că am constatat și am văzut copii care nu au urcat niciodată pe o embarcațiune, pe un vapor, pe o barcă din asta. Nu vă dați seama ce, ce încântați erau sau ce entuziasmați erau de, de lucrul ăsta. Și atunci am... De e, când nu vreți o decât. să puneți în practică acest Acum este în, proiectul este de... în dezbatere publică, după ce va fi, după ce va trece perioada de dezbatere publică, o să-l introduc în ședință de Consiliu Județean. Nu am nicio emoție pentru că Consilierii județeni și le mulțumesc de fiecare dată atunci când a fost vorba despre copii sau despre tineri, despre mici învățăcei. Nu s-a pus niciodată problema ca să se opună cineva, și de altfel mi se pare normal ca noi să venim cât mai mult în sprijinul lor și să le oferim diversitate pentru a determinat și a le arătat cât de frumos este Galațiul. Și acest proiect se referă doar pentru copiii din municipiul Galați sau în special nu, pentru cei din județul în Galați. În special pentru cei din județul Galați, că cei din municipiul Galați au mai au mai mers cu ambarcațiuni, dar inclusiv cei din municipiul Galați, pentru că au fost, cred că au fost două sau trei clase de grădiniță până acum care au venit și au cerut să se plimbe cu, cu ambarcațiunea. Vă dați seama că ei, având șase anișori, beneficiau din start de gratuitate. Dar le-am organizat astfel încât S-au organizat colegii mei astfel încât și-am aprobat să le, să le dăm embarcațiunea, să se plimbe pe Dunăre și să se bucure de, de o excursie micuță pe Dunăre. Uh, pentru că tot vorbim despre vacanțe. Dumneavoastră v-ați făcut planul de vacanță, domnule președinte? Doamnă, din păcate l-am făcut, l-am refăcut, iar l-am făcut, iar l-am refăcut. S-au terminat și alegerile, s-au pus toate în S-au terminat și alegerile, nu s-au pus toate bă, în ordine, dintr-un singur considerent. Este o perioadă bă, foarte încărcată, pentru că sunt proiectele care vin din urmă și care au deadline și care trebuie să termine cu finanțarea europeană. Și sunt programele europene care s-au deschis și pe care noi trebuie să accesăm și să depunem proiecte. Și bă, știți cum e? În general, dacă ești acolo, ai toate șansele să fii bă, în priză și să ieși îndemn pe colegii tăi să, să se bucure, adică să depună mai repede proiectul ca să te poți bucura și de bă, succes, pentru că trebuie să recunoaștem în momentul în care ai rată de succes la absorpție de fonduri europene una destul de mare, te și, bă, te și bucure. Iar fără nicio falsă modestie, Consiliul Județean Galați este recunoscut la nivelul Consiliilor Județene din România și asta o recunosc cu siguranță și alți colegi președinți de Consiliul Județene că suntem unul dintre Consiliul Județene din România cu cea mai mare rată de absorpție de fonduri europene, fără nicio falsă modestie, eu spun lucrul ăsta. Și o să continuăm pentru că asta este cea mai sigură sursă de finanțare, unde vin bani mulți, unde pui o cofinanțare de 2% și câteva cheltuieli neeligibile acolo, dar niciodată nu îți vei permite să faci cu un milion de euro parte de cofinanțare, să faci o investiție de 20 sau de 30 de milioane de euro Pentru că în momentul în care ai, o co ai un proiect de 20 de milioane de euro Sau de 30 de milioane de euro Ai 2% parte de cofinanțare și plus partea de cheltuieli neeligibile Pentru că mai sunt și cheltuieli neeligibile Și atunci asta că mi-ați ridicat minge la filou Mă gândeam la la centură, pentru că erau unii care tot povesteau că, doamnele au crescut prețul. Păi nu au crescut prețurile, n-au crescut uh, nimic valoarea centurii. Fondurile europene au rămas aceleași, doar că am luat de la primărie cheltuiele neeligibile, pentru că partea de conducte, de, de rețele electrice, de canalizare, de gaze, de fibră, de știu astea nu erau eligibile pe fonduri europene și a trebuit să le plătim din bugetul Consiliului Județean. Și acum, revenind, este un revenind la vacanță, nu am reușit să plec în vacanță, sper ca la începutul lunii august să iau pe cei mici, pentru că a fost un an plin de examene, Soția mea a avut examen, fica mea, mea, fica mea a avut examen, ficior mi-a avut el un alt examen pentru că și-a propus un lucru extraordinar anul ăsta și l-a reușit. Eu am avut examenul politic și le mulțumesc încă o dată gălățenilor pentru sprijin și pentru votul de încredere și așa cum am spus și în emisiunile anterioare, o să fiu același om și o să continui pe drumul ăsta pentru că doar așa putem să ne dezvoltăm. Eu vă mulțumesc pentru atenție, Cu domnule președinte, și vă mă aștept aici să vorbim despre proiectele Consiliului Județean Galați. Cu drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor.